Compania McDonald's a anunțat faptul că va închide temporar restaurantele sale din Rusia, devenind cea mai recentă companie occidentală care își suspendă toate operațiunile din această țară ca urmare a invaziei din Ucraina. Lanțul fast food a transmis că va continua să plătească salariile pentru cei 62.000 de angajați din Rusia, unde deține 850 de locații. Importante branduri globale, inclusiv McDonald's și PepsiCo, au fost presate să suspende operațiunile lor din Rusia de câteva organisme, inclusiv Fondul de Pensii de Stat din New York. Unilever a suspendat toate importurile și exporturile de produse către Rusia, precum și toate investițiile în acest stat. Gigantul alimentar și de produse de consum va înceta și toate cheltuielile cu publicitatea din Rusia și spune că nu va profita de pe urma prezenței din Rusia. Unilever a mai transmis că operațiunile din Ucraina au fost oprite și că se concentrează pe siguranța angajaților și a familiilor, inclusiv prin sprijinul acordat în evacuare, acolo unde este necesar. De asemenea, compania s-a angajat să doneze produse esențiale Unilever de 5 milioane de euro pentru efortul umanitar. Gigantul alimentar și de produse de consum va înceta și toate cheltuielile cu publicitatea din Rusia și spune că nu va profita de pe urma prezenței din Rusia. Unilever a mai transmis că operațiunile din Ucraina au fost oprite și că se concentrează pe siguranța angajaților și a familiilor, inclusiv prin sprijinul acordat în evacuare, acolo unde este necesar. De asemenea, compania s-a angajat să doneze produse esențiale Unilever de 5 milioane de euro pentru efortul umanitar.